Anul 1918 a schimbat soarta politică, dar și culturală, a Ardealului și Banatului. Muzicianul lugojean, Tiberiu Bredicianu, a avut un rol determinant în înființarea la Cluj a primei opere române din Transilvania în 1920. Această operă era considerată încă de la început ca o instituție muzical-teatrală a Transilvaniei și Banatului și a contribuit, măcar în parte, la satisfacerea nevoii de teatru liric la Timișoara. Opera din Cluj a avut în fiecare an câte două microstagiuni timișorene, în special după 1928. Traian Grozăvescu, Mimi Nistorescu și alți artiști clujeni au fost aplaudați de publicul timișorean cu prilejul turneelor. A impresionat prin vocea ei Aca de Barbu, considerat atunci cea mai mare cântăreață a Ardealului. Înființarea unui teatru liric la Timișoara devenise un imperativ cultural. Se făcuseră demersuri în acest sens, existau chiar fonduri pentru un teatru românesc în capitala Banatului. Cu toate acestea, înființarea operei timișorene se va realiza abia în 1946. Dictatul de la Viena zguduie din temelii instituțiile culturale și de învățământ românești din Transilvania. Erau instituții create de statul român, reîntregit după 1918, ce trebuiau salvate. Iar Timișoara a fost gazdă pentru o parte dintre ele, între care și pentru opera din Cluj. Ziarele anului 1940 au titrat amplu această știre. Teatrul Național și Opera din Cluj se mută la Timișoara. Primarul Coriolan Băran trimite la Cluj vehiculele necesare pentru mutarea decorurilor și recuzitei celor două instituții de cultură din capitala Ardealului. Împreună cu ele a venit și Academia de Muzică și Artă Dramatică. Numeroși studenți și profesori ai Academiei au angajamente la operă. Aceste instituții au dat un caracter românesc orașului. Director al operei române din Cluj la Timișoara era numit, spre mândria bănățenilor, compozitorul Sabin Drăgon. S-au montat în acei ani spectacole din repertoriul oricărui teatru care se respectă, dar și piese românești, între care Făt frumos de Herman Klee. Reîntregirea națională în 1945 a făcut posibilă întoarcerea acestei instituții în capitala Ardealului. Evident, pentru Timișoara a fost o pierdere imensă. Au început să se facă demersuri. Primul lucru care s-a putut face a fost că încă în 1945 s-a înființat un teatru de operetă. O parte din personalul artistic rămâne la Timișoara pentru a pune bazele noii instituții muzicale ce se va înființa aici în 1946. A fost un moment pregătit în care s-a zbătut foarte mult Aca de Barbu. Aca de Barbu s-a zbătut enorm de mult pentru înființarea. Bine, ea era prietenă cu primul ministru, dr. Petru Groza. Prietenă sau poate mai mult, spun gurii de rele. Abia după 46 sau în 46 s-a realizat acest moment al înființării și inițial s-a pus în scenă Traviata. Ulterior s-au răzgândit și au început să lucreze la Aida. Era totuși Aida mai festivă, să spun așa, mai potrivită pentru o inaugurare. Aida de Giuseppe Verdi era prima premieră a primei stagiuni a operei române din Timișoara. Un vis împlinit al timișorenilor care au umplut până la refuz sala de spectacol.
Pe scenă, în fața cortinei trase, primul director, Aca de Barbu, salută publicul. Se deschid porțile acestui așezământ de artă lirică pentru a răspândi ca un far luminos arta cântului și a muzicii. Citadelă culturală într-o provincie atât de înfrățită cu muzica și poezia. În acest Banat, care prin tradițiile lui este atât de îndreptățit a avea o operă proprie.